În stațiunile de pe litorale crede că nu se doarme niciodată. Turiștii fac exces de distracție profitând de fiecare moment. Zilele sunt dedicate relaxării pe plajă, iar nopțile petrecerilor extravagante întreținute de muzică bună și animatoare sexy. Muzica, cel puțin DJ-ul, am petrecut cu noi. Ne-am simțit foarte faină astă seară. Animatoarele nu sunt cuvinte. Lumina reflectoarelor, atmosfera incendiară și decibelii din boxe le creează clubărilor un tablou de vis. Și pentru ca distracția să dureze până la răsărit, întrețin spiritul de petrecere cu băuturi dintre cele mai sofisticate. Șampania este la moda în 2015 printre băutorii de licori fine. O astfel de sticlă costă 1000 de euro și este adusă din Franța. Este la mare cerere în cluburile din Mamaia. Prețurile sunt ultimul detaliu care contează pentru clubări. Cel mai important este ca deviza, fără limite, să fie respectată. Vă pot da un exemplu concret. Într-o seară, la o petrecere, o zi onomastică, s-au vândut 25 de șampanii la masă, o șampanie atingând prețul de 1000 de euro. În această seară bem șampanie. De perfecte! De lucrurile preferate, da. Petrecerile din cluburi vor fi organizate de la începutul lunii iulie de cel puțin 3 ori pe săptămână. Temele unice gândite de proprietarii locațiilor din Mamaia vor ține amatorii de distracție în priză până la toamnă.